Alungați din vest, mii de cercetori români s-au reorientat și au pornit spre nord. Așa au ajuns în Suedia, fără să-și imagineze ce efect vor avea asupra ei. Căci suedezii nu mai văzuseră cercetori de o jumătate de secol și nici tabere de corturi în mijlocul orașelor n-au avut. Dar disconfortul lor a fost mai mult decât estetic. Armata invadatoare a stârnit un fenomen unic în Europa. Suedia toată a fost cuprinsă de sentimente amestecate. Remușcare, milă, spaimă, confuzie, rușine. S-au declanșat dezbateri filozofice, mișcări politice, analize sociale, studii de piață, cercetări științifice. Tot sistemul de valori suedez e pe cale să se schimbe din cauza unor necunoscuți veniți de la mii de kilometri distanță. Între timp, cercetătorii români se mulțesc și își văd de ale lor. E primăvară în sfârșit și totuși în Pintic asta nu pare să bucure pe nimeni. E un sat din Bistrița, mic și amărât, cu perspective înguste și orizont invizibil, iar lumina primăverii parcă accentuează toată această tristețe. Pe prispa unei case vecine, Luca și Marcela Lăcătușu stau și așteaptă. Ar vrea un semn să știe și ei ce să facă mai departe. Oricum, multe opțiuni nu au. Ar putea să stea aici, în România, dar asta înseamnă foame permanentă, chin continuu, neputință umilitoare. Tot ce le-a mai rămas în lumea lor mică și sărmană e un adăpost pe care, cu seriozitate demnă, îl numesc casă. Sobă, masă, pat, dulap de haine. Care e dulap de haine? Poți să-l deschizi, e ceva în el. Nu cred că lasă ceva în el. Nu este, un sac. Ăla-i dulapul vostru? Da. Aici jos aveam unde punem unde oale. Ne mai aveți? Da. Oale de unde ținem, făceam mâncarea. De cele raftul din bucătărie. Da. Aici ținem și linguri. Aici e casa unde am stat și unde o să stau până când am posibilitatea să-mi fac altă casă. Au avut o casă adevărată, dar le-a luat foc într-o zi de Crăciun, așa că de 3 ani stau în această baracă mică și joasă, căptușită cu lemne din fosta locuință și în care au adunat tot ce nu s-a făcut scrum. Mi-a părut bine că am făcut-o și asta, că am avut unde să stau. Dar întregi nu s-au mai simțit niciodată de atunci. După incendiu, văzându-i că n-au noroc să-și găsească de lucru, statul le-a luat cei 2 copii și i-a trimis separat pe la asistenți maternali. Așa au decis să plece din țară, sperând că vor putea reface fundația familiei lor. Afară de bine de rău, strângi ceva și pui deoparte, din lucru, din cerșit. Dar unde să plece, s-au întrebat. Italia, Franța, Marea Britanie, toate și-au atins nivelul maxim de toleranță. Românii nu mai erau bineveniți. Și când li se părea că drumurile spre vest erau închise, au auzit din întâmplare de o altă țară, mai la nord, unde oamenii erau calzi și primitori și interesați de soarta românilor. Suedia. Au plecat spre Malmö în ianuarie 2015 cu bagaj puțin și speranțe mari. Habar nu aveau însă că acolo ți se cere bacalaureatul și carnetul de șofer doar ca să speli străzi sau să faci curățenie în casele oamenilor. Când am ajuns acolo, n-am avut din lucru, am văzut că sunt oameni la cerșet, zic, stai să încerc și eu drumul ăsta. Și am mers la cerșet. Prima dată când am mers acolo, n-am avut loc unde să stau. Fiecare are locurile lui și pe mine m-a lăsat o femeie ca să stau acolo la cerșet. Ea stătea la o intrare și la o intrare. S-au obișnuit greu cu noua situație. Până atunci munciseră cinstit și nu-și puseseră vreodată problema că vor sta cu mâna întinsă. Câteodată îmi era jenă să stau așa, mă gândeam că cum să stau eu la cerșit când pot să mă duc la lucru sau pot să lucru ceva. Îmi era jenă așa să stau cu paharul în mână, să vină oamenii să-mi pună câte 2-3 coroane care nu au preț. Simțeam când se uitau oamenii pe mine, mă gândeam eu gândul lor ce gândesc cu oamenii. Chiar mi-a spus o femeie, mi-a spus că nu mi-e rușine să cer. Și am spus, mi-e rușine, dar nu am ce face, mă, nevoile te duce să ceri. O scătă mine, du-te la lucru.
Mă duc, dați-mi de lucru, că mă duc. Mă duc. Cu 10 mânuri, nu cu 2. Dar nevoia i-a ținut în stradă și nu i-a mișcat de acolo nici măcar iarna nordică, geroasă. Atunci au aflat cum trec nopțile la minus 25 de grade în corturi improvizate. Am prins frig. Era zăpadă. Dădeam cu mâna prin cort și era de un lat de palmă gheață. A fost foarte frig. Stăteam cu câte 3-4 perechi de pantaloni pe noi. De la frigul crunt, Marcela s-a îmbolnăvit și a pierdut o sarcină de 2 luni și jumătate. Dar, în lumea oamenilor săraci, tragediile se uită parcă mai repede. Viața lor a mers mai departe, fără doliu, spre un singur țel. Să strângă bani, să vină acasă, să-și ia copiii înapoi. Vreo lună și jumătate le-a mers tare greu. N-au reușit să facă nici 10 euro pe zi. Și apoi, brusc, a dat norocul peste ei la colț de stradă. I-a întâlnit un regizor de teatru din Malmö care i-a angajat într-un proiect artistic și le-a dat pentru 40 de ore de muncă 500 de euro la fiecare. Rolul nostru principal era să stăm acolo ca cum a stat la cerșet, pe stradă. Eu stăteam în fund pe o găleată, nevasta avea altceva de stat. Vineau oamenii, ne vizitau, se uitau la noi, erau alții cu milă, erau alții care nu le-au părut bine. Au fost vreo 5-600 de oameni în 2 ore, stăteau, cred că, la rând de numai, ca să... Erau alții curioși. De ce suntem acolo? Ce ni s-a întâmplat? Ce i-am făcut? Cum așa? Aveai o bucată de carton, nu? Ce scria pe ea? Am 2 copii, am nevoie de ajutorul dumneavoastră, nu am casă din ce trăi, vă rog ajutați-mă, vă mulțumesc. Au plecat fericiți, nevoie mare, cu cei 1000 de euro în buzunar și s-au întors imediat în țară. N-aveau de ce să mai stea. Abia după ce au ajuns în România și au început să cumpere materiale de construcție pentru casă, au înțeles că s-au pripit. Banii nu erau de ajuns și optimismul lor s-a prăbușit. Așa i-a prins această primăvară, pe prispă, încercând să se decidă ce e de făcut cu viața lor. Acasă nu s-a schimbat nimic, aceeași sărăcie cruntă, dar nici să plece înapoi nu li se pare o soluție. Banii strânși acolo îi pot costa viața, la propriu, pentru că de câteva săptămâni primesc telefoane de amenințare de la cei rămași la cerșit în Suedia. Sunt foarte mulți oameni care sunt supărați pe mine. Pe de o parte sunt vidioși că crede că mi-au dat mulți bani și lor nu le-au dat. Au zis, Luca, de când a făcut teatrul ăla și s-a lăsat filmat de televizor, nu ne mai dă nouă bani. Nu mi-e frică, dar mă gândesc că o să fie rău pentru mine. Dezbat problema în fel și chip, presați de timp și de nevoi. Și până la urmă, 2 zile mai târziu, își fac curaj și iau decizia. Bună ziua! Luca! Da! Fii atent! Când ajungi acolo... De sun! Mă sun! Nu bine! Ai grijă de bine! Nepotul meu, fii atent să mă sunați, să știu pe unde dormiți și ce faceți. Închide! N-o Dumnezeu Sfântul să vă ajute! Bine! Mă, nu plânge, amu! Te dai să mă duc sau mă dau jos, ce faci, amu? N-o du-te acasă! N-o du-te, du-te! În câteva ore sunt în aeroportul din Cluj, pregătindu-se de îmbarcare în cursa de Malmö. E 130 de lei biletul și au permis, dar nu mai au bani și pentru surplusul de bagaj, așa că Luca e nevoit să-și îndese într-o pungă cele 2 bluze, una de fiecare, pe care și le-au luat de schimb. Au emoții amândoi. E un drum în care își pun speranțe mari, dar de care le e și frică. 3 ore mai târziu sosesc la destinație și temerile îi năpădesc. Sunt singuri, ai nimănui, habar nu au unde vor dormi. În tabăra în care au mai stat nu pot merge. Acolo e pericol de moarte, așa că ies din aeroport, năuci și se pierd în noapte.
La Malmö e ora la care lumea se strânge în case. Străzile se golesc, orașul pare să adoarmă. Un singur loc e în contratimp. Băiatul ăsta, cu 3 săptămâni, a făcut depresie. A plecat în România. A avut pe tasul mort, a găsit pe masă. Acum 3 săptămâni, e mormântat o lună, jumate, 2 luni. Acum și-a adus aminte de tasul. Că a murit tasul, că a rămas singur și a început să plângă. Când vine nevastă Sambara, că-l găsește cu dinții, ca și mort. E tabăra mare a cercetătorilor români din Malmö. Un spațiu atipic, complet în contradicție cu restul orașului. Într-o mare de noroi amestecat cu gunoaie și-a pus rădăcinile o comunitate care nu și are locul aici, dar nici nu poate fi alungată. Să mai vadă România cum stăm, să ne fie rușine înaintea lor care stă pe acasă bine și unde stăm, ca câini. Au început să vină acum peste un an. Au găsit un spațiu liber, parcarea unui miliardar suedez, și l-au ocupat. Autoritățile nu le-au putut face nimic. Legea le-ar obliga să le asigure o locuință și, deocamdată, nu au. Așa că romii s-au instalat ca la ei acasă. Dar nicio problemă, puteți intra. Hai mai ieșit afară să intre fetele, iau să filmează aici. Sunt 300 în total, romi din sudul României, mehedinți, Olt, Argeș, Dâmbovița. Așa s-au împărțit când au ajuns la Malmö. În zone, sunt 6 tabere în total, cu peste 1000 de cercetori. Unii alungați din alte țări europene, alții veniți direct din România, ademeniți de zvonurile că aici e perfect. Oamenii sunt buni, legile la fel. Locuiesc în mașini, în caravane, în colibe de placaj, în care și-au înghesuit tot ce au reușit să adune până acum, de prin gunoaie sau din mila oamenilor. Dar n-au apă curentă și nici disponibilitatea de a te primi cu brațele deschise, mai ales dacă vii din România. Da, te prea multe poze ați filmat. Te mirăm unul și de ce mai am filmat, calderul nu se sparg. Am reușit să intrăm totuși cu Cătălin, un român din Baia Mare stabilit în Malmö de 20 de ani și de care cercetătorii au nevoie, pentru că le face rost de mâncare, de lemne, de sobe, de paleți pentru colibe, îi scoate din necazuri, îi ascultă. Nimerim în tabără într-o seară ca oricare alta și descoperim o lume pe care noi am mai văzut-o, dar suedezii niciodată până acum un an. Seara bună! Bună seara! Dar aveți ceva carne? Nu, cumpăra și un pui. De unde ați avut bani? Cum de unde am avut bani? De la muncă, că muncește soțul la factul. Unde? La factul? Da. Vinde revistă? Da, că dânsul știe că noi ne ocupăm cu asta altceva. Aveați așa mâncare în România? De unde să avem în România? Dacă în România nu avem muncă, nu avem nimic. Dacă aveam în România tigaia asta, mai venea aici, aici avem tigaia asta, că ne dă oameni de milă. Unde ne vede cu paharul jos, ne bagă, ba, pâine. Ba, ce vedeți dumneavoastră? Că stăm cu paharul în drum. E foame. Și dacă au descoperit repede că Malmö nu e Roma și Suedia nu e Franța. Așa că, după ce s-au așezat confortabil, unii și-au adus toată familia. Soți, nurori, verișori, bunici, gineri, nepoți. Doar minori nu prea vezi. I-ar fi luat și pe ei, că ar fi avut sigur mult succes pe stradă. Dar au aflat că aici statul e dur. Îți ia copiii dacă îi exploatezi sau îi crești în condiții improprii. De aceea, numai cei de peste 18 ani sunt scoși la cerșit. E cu handicap și are pensia 2.400.000 cu aia trăiesc. Și am 6 nepoți. Și ce face aici băiatul dumneavoastră? Cere, îl pun cu paharul în stație la metro, face și 20-30. Mai mă pun și eu la un CV-lever, mai fac și eu. În tabără au deja o rutină. Dau stingerea târziu, abia după ce și-au făcut bilanțul de peste zi. Dar niciodată înainte să-și delege niște paznici, care să dea alarma în cazul în care sunt atacați de extremiști. S-a mai întâmplat. Iar la primele raze de soare, iau cu asalt orașul. Și abia atunci, pe lumină, descoperi un tablou care i-a mai speriat și pe alții, dar nu la nivelul la care a șocat Suedia. O țară care de peste o jumătate de secol, pur și simplu, n-a mai văzut cercetători pe stradă. Generații la rând au crescut cu ideea că statul lor are grijă de fiecare sărman, că prin lege nu există om fără acoperiș deasupra capului, că străzile sunt sigure, orașele perfecte și viața, în general, minunată.
Cerșetorii au început să apară timid, câte unul, câte unul, în urmă cu 4 ani. Niște prezențe exotice, de care suedezii mai întâi s-au mirat, iar apoi s-au grăbit să-i hrănească și să-i adăpostească, pentru că așa au fost educați ei. E foarte diferit. Deci nu îi lasă inima să treacă pe lângă un om, suedezii. Așa ei, foarte sufletiști. Și e și ceva nou cerșitul în Suedia. Mulți sunt în stare de șoc, dar starea de șoc îi face să-i ajute pe mulți suedezi. Sunt care vin cu copiii lor și stau cu ei aproape zilnic acolo, vin, fac mâncare, ajută cu tot ce pot și copiilor să joacă cu cerșetori acolo în tabere. Pentru că mi se pare că toți oamenii sunt egali. Nu contează că e cerșetor sau ești cu bani sau ce-a fi. Toată lumea e egală în felul ăsta. Și așa văd. Și zic, mulți ei zic, mi-a făcut prieteni pe viață. Nici într-o țară în care a fost în Europa nu a fost tratat așa de bine cum s-a tratat aici. Și asta a început să-i atragă. Cerșetorii s-au insinuat tot mai mulți, tot mai mulți, până când, acum un an, numărul lor a explodat. Și Suedia s-a trezit brusc, sufocată de oameni ai străzii, cu care acum nu mai știe ce să facă, pentru că statutul de cerșetor nu se potrivește cu nicio lege. Legea suedeză zice clar că fiecare om are dreptul la un adăpost. Nu contează cât de unde ești. Ai dreptul la un adăpost, o mâncare pe zi. Și asta, dacă tu nu poți, trebuie statul să-ți asigure chestiile astea. Indiferent de naționalitate? Indiferent de naționalitate. Sunt împărțite în diferite părți ale orașului. Pământ privat sau pământ a comunei. Și li se dă voie să stea acolo? Atâta timp când nu găsește numele și data nașterii și să vadă un ID curt, nu poate să-l dea afară pe pământ. Pentru că în Suedia este o lege în care ai voie să stai cel puțin 24 de ore pe pământ oricui, să-i mănânci și din cireșe și din cartofi, dacă stai atâta timp numai pentru consum propriu. După 24 ore poți să-ți muți cortul un metru și poți să mai ai încă 24 de ore. Este o lege care e unică în lume. Dreptul de a fi în natură. Și nu le găsesc numele. Deci atât timp când nu au numele și nu le-au văzut de curte, trebuie să-i trimite o hârtie personală. Atât timp când nu ai la cine să o trimiți, nu poți să-l dai afară. Așa că au rămas, iar azi sunt peste 4.000 în toată țara, literalmente peste tot, poziționați la distanță de câteva zeci de metri unii de alții, în fața restaurantelor, a magazinelor, a bisericilor, a parcurilor, a cinematografelor. În Malmö, ei și-au împărțit zonele. Așa. Deci Târgu Mureș îi în partea aia, din câte știu eu, spre Vernem. Sibiu e aici pe centru, cum a venit. Bistrița în piață, la Nidoala este în spate, de prin Moldova. Au pus stăpânire pe orașe și chiar sate și se simt ca acasă. Unii, mai îndrăzneți, îi abordează direct pe trecători. Majoritatea însă stau umili, cu privirea în pământ, cu un carton pe care și-au scris istoria personală sau cu un pahar întins sugestiv în față și așteaptă. Cătălin observă fenomenul din prima zi. S-a uitat la cerșetori, s-a uitat la suedezi și a înțeles că acolo, sub ochii lui, mecanismul perfect riscă să se gripeze din cauza ciocnirii dintre două civilizații incompatibile. Efectiv, societatea nu știa unde să-i așeze pe acești intruși, cum să-i abordeze, să le fie milă, să-i respingă, să-i urască, să-i ia acasă și a asumat deci el rolul de a intermedia relația dintre localnici și strania comunitate care îi invadase. Prin a vorbi cu ei, cu să-i îndrumesc încolo încoace, unde să primească ajutor, unde poate să găsească mâncare. Și m-am implicat din ce în ce mai mult să schimbăm viziunea politică a politicienilor. Pentru că prin legea suedeză, statul suedez trebuie să-i ajute pe ei. Deci sunt obligați. Am deschis un grup de ajutorare în care suedezi, români, toate națiile ne-am adunat și ne-am organizat. Trebuia să-și facă o colibă, bun, materiale de construcție, sobe, le făceam acolo la noi la atelier, pături, haine, mâncare, cum acum în fiecare seară trimite mâncare la tabere, care noi o găsim în containere, în spate la magazine. O adunăm frumos, avem saci întregi, pâine, carne, tot ce putem găsi, se împarte la diferite tabere. De la fier vechi am adus, am mers și am cumpărat tot felul de bidoane vechi mari care le-am tăiat, le-am sudat și am făcut sobe din ele. Materiale, donații, paleți, lemn, am adunat din toate părțile.
Pasul următor a fost să strângă lângă el suedezi jet by jet ca să găsească împreună metode de a diminua disconfortul și al invadatorilor și al invadaților. A găsit câteva zeci de doritori, unii mai implicați ca alții. I live quite near the big camp, so that's how I got eyes on it, that there were people who started to live there. I knew there were people begging in town and they had to live somewhere. It's private owner and he's going to make a parking lot on this ground because it's poisonous. You're not allowed to build houses on it. Oh, in what sense yes. Poisonous? It was a factory there before with a poisonous thing. So it's the ground is not good. They have to, so they're making a parking lot out of it. Several times a week I'm there. It's just like meeting any neighbor now. There is a lot of laughter and good feelings in the camp, so that amazes me. Natura ei de suedeză emancipată a ajutat-o să înțeleagă și să îndrăgească și ca ea au fost mulți. Oameni deschiși, cu suflet mare și atitudine pozitivă, suedezii au început să dea pomană. Sunt zile și zile. Sunt zile în care poate fac 300 de coroane, sunt zile în care fac 50 de coroane, 5 euro, 30 de euro. Depinde, când, cum. Și sunt zile, cum a fost 8 martie, în care au făcut și 1000 când au cules cutiile. Că a fost multă lume la, cum aici în piață, a fost multă lume care au stat la soare, a fost zi frumoasă, s-a băut multă bere și... Erau foarte bucuri, s-a făcut 1000 din cutiile de la bere sau de la suc. Se ia bani pe ele. Le strângeau și le duc și le bagă la mașinile astea de retur. Poți să faci 100 de euro pe zi? Da, dacă eu zic cum a fost 8 martie. Sau dacă știu unde să se așeze. Cei din satul bistrițean Pintic, de exemplu, 30 de consăteni ai lui Luca și ai Marcelei, au avut noroc. S-au instalat chiar în inima orașului Malmö. Își încep ziua de cerșit cu o cafea, pe care o savurează în piața centrală, printre tarabele cu legume și fructe, așteptând deschiderea magazinelor. E un tabiet de 1 euro, pe care speră să-l amortizeze mai târziu. Aici stăm că la magazine nu-i deschis. Și până, n-are, se deschide? Până se deschide, nu umblă lumea, n-are rost să stăm... Da. Acolo. Stăm aici la soare, mai calduț un pic. Și aveți bagaj? Ai și da, bagaj am, nu, am două găleți de plastic care stau pe ele jos. Silvia e vecina lui Luca. A venit ca și el în ianuarie și imediat i s-a părut că a ajuns în rai, printre îngeri înalți și blonzi. Poliția s-a dus și ne-a luat ceai de aici, nici de la barul ăsta. Ne-a luat ceai, ne-a luat de mâncare și ne-a băgat în mașină și zic, și ne știu unde ne duceam. Unde ne-a dus frumos la gară. La gară ne-a arătat, ne-a dat o bancă, o să aici puteți dormi până mâine dimineață. Da? Mâine dimineață mereți unde vă ajută Dumnezeu. Și am zis, mie mi-e frică să dorm în gară, da, dacă vine drogat sau bețiv. O zis, nu, aici nu există așa ceva. Sunt foarte buni, au un suflet mare. Și prin ministra asta să-i dea Dumnezeu sănătate, că protejează femeile, protejează oamenii care îs străini. Da. Da. N-ați avut probleme da. Aici? N-am avut nicio problemă, nicio problemă n-am avut. Nu tras nimeni de noi, nu... Mai sunt oameni care se uită urât, ne mai scup ce alții. Da. Îi mulțumim ei, la conducătoarea asta țării, la Silvia, că și pe ea o cheamă Silvia ca pe mine. Și îi doresc la mulți ani și putere de muncă. Și tiza ei din România are mare putere de muncă. Ce să ăștia? Euro. Sunt banii tăi? Da, ăștia am banii ăștia. Ăștia-s banii. Ăștia ai primit? Da, da, ăștia i-am primit ieri. Ieri am primit. Și ce faci cu ei? Ce să fac? Mă duc să-i scriu în corone. Așa. Și îmi dă vreo 40 de corone. Fiecare are locul lui. Și da? Cum ai ajuns acolo, la loc? Umblând așa pe stradă, am văzut că nu-i nimeni. Uite cum nu-i nimeni acolo, mă așez jos acolo și stau și cerșuiesc. Ce să fac? Nu te aruncă din față de la magazine. Nu te alungă să zică, hai, duceți-vă de aici. Unde stau, strâng, dacă unul a scăpat o mizerie, eu mă duc și o iau și o arunc la coșul de gunoi. Da? Da. De ce? De ce? Că nu vreau să fie curat lângă mine unde stau, ca să nu mă arunce ăla dinuntru când vine, să vadă că e curat. Am plinit de curând 61 de ani și totuși are forța să tărască după ea în fiecare zi toată mica ei avere, strânsă într-un rucsac, câteva medicamente și o pereche de pantofi de schimb. A mai avut ceva,
o Biblie, dar au călcat-o hoții odată la cort și i-au furat-o. De atunci nu mai lasă nimic de al ei în tabără. Între timp, s-a făcut ora de cerșit și pleacă la serviciu, salutând la fiecare sută de pași colegii de breaslă care i-au luat-o înainte. Are același elan de fiecare zi, dar azi nu e cu noroc. Fiind miercuri, biserica, locul unde întinde mâna, e închisă. Mi-a zis pastora că mă cunoști. Ce ți-a zis? A zis, e chiusă, Silvia. Ce înseamnă asta? E închis. Ce scrie acolo pe pancarta ta? Vă rog, ajutați-mă cu muncă, eu de lucru am cerut. Vreau să muncesc, știu să calc, știu să fac curățenie. Eu vreau de lucru, nu vreau să stau la cerșuit. Așa am fost obișnuită. Dacă aici am văzut că nu mi-am găsit de lucru, am stat la cerșuit. Ce am avut să fac? Ai mai cerșit până acum? Nu. Nu. Nu-mi place să cerșuiesc, crede-mă, nu-mi place. De ce? Pe mine mă știe toată comuna că eu n-am cerșuit. De fapt, nu e riguros exact. Am mai cerșuit. Suedia e soluția de avarie după ce au alungat-o din Franța. În schimb, pentru Sebastian, e chiar prima oară și încă mai e încercat de rușine. Ce faci? La cerșuit. Ai găsit ceva mâncare? Mâncare n-am găsit. Dar de ce ai venit? Nu avem ce face. România nu avem unde lucra, nu avem absolut nimic. Nici nu știu carte. Dar ce găsești pe aici? E mâncare bună? Am văzut că găsise și niște banane. Da, cred că este tate. Am văzut că o femeie și mi-a porcinit să le iau. Păi de ce? Dacă nu te vedea, le mai luai să le mănânci? A venit în Suedia cu soția lui, Corina, și stau aici de dinainte de Crăciun. În tabără au căpătat reputația de oameni harnici și matinali. Ajung primii în stradă la ora 6 dimineața și pleacă ultimii la 8-9 seara. Faceți ceva bani? Faci, da, doamne, 100 de euro. Da? O să zic că și nu poate să mă știi să trimit acasă la copii. De unde-i doamna asta? De... Vine zâmnic. Vine. La mine, ori mă aduce, tot o sticlă cu apă, un serviciu. Da? Nu aduce. Păi și te-a întrebat ceva, vorbiți în cumva nu, sau nu? Nu știu, am zis să am arătat poza cu cam o poză cu băiatul la mine și am și ce cu băiatul la cutie și am arătat. Și a zis că mai bine. Da? Și vine? Da, da. Și vine zâmnic, mă aduce cu serviciu, apă. Sunt oameni care vor să te ajute. Nu, fiecare, cât poate. Față la noi, în România, oamenii aici sunt foarte buni, foarte cu un suflet foarte mare. Mai credincios ca așa. Altfel de oameni. Cu ce haine ați venit? Doar este pe noi. Atât? Atât. De când nu te-ai mai schimbat? De foarte mult. Nici baie n-am unde să mă fac. Păi și asta de când înseamnă? Păi eu, 3 săptămâni. La două străzi distanță stă la cerșit Blaziana. Are în ochi o tristețe autentică, nu impusă de rol. Iar locul în care s-a așezat își are contribuția lui. E o școală. L-a ales special ca să-și amintească de ce ea și soțul ei trebuie să stea cu mâna întinsă prin țări străine, ca să-și poată hrăni cei doi copii rămași acasă. Când văd cum un copil, plâng toată mult. Cum e de ei? Când vorbesc cu ei, mă întreabă, mami, cum e acasă? Mami, ai făcut bani? Mami, n-avem bani de mâncare? Spune, așteptați, nu pot să fac bani, că nu pot să fac nimica. Ce bine, mami, noi așteptăm, dar tu când vii acasă? Îmi dor de tine. Dacă vrei să vă arăt și poză cu copiii. Vrei? Cum îi cheamă? Comișel și Darius. Comișel și Darius? Stare 4 ani, Darius. Și ăsta e Comișel. Are 6 ani în 5 aprilie. Le arăți la oameni? Da. Care mă întreabă dacă am copii. Și ce-ți zic? Cum zic că-s frumos, că nu înțeleg multe. Știu să zic apă, mâncare, bani și că n-am unde să dorm și n-am o casă. Prima dată le salvă, le zic hey, le zic please, mot. Mot? Mot, button, ce? Mâncare. Mot? Da. Și button, apă? Apă. Atât. Și le zic că n-am casă, house. Care vreau îmi dau, care nu, nu. Deci lucrul ăsta le spun măcar să pleacă și stă așa cum stai tu și povestesc cu mine. Mă îmbrășișează, mă pupă, dar dacă nu stau, le salut, ei și da.
ar vrea să le poată spune că ea nu e om rău și nici leneș și că nu face de drag ce face, ci dintr-o nevoie reală, pentru că țara ei n-are nimic să-i dea. Aici am venit așa cu bani luați împrumut de la vecini, pe vorbe de o fată. O zis că aici o să găsesc de lucru la un restaurant. Am ajuns aici, o zis, da, am nevoie de să-l muncești, dar știi să vorbești suedeză sau engleză. Am zis, nu știu, știu decât portugheză și știu să mă descurc la bucătărie, la spălat la vasă și la curățenie. Mi-a răspuns că am nevoie de tine atunci, în luna iunie. Îi mult până atunci. Nu știe cât va mai putea rezista și se luptă cu ea în fiecare zi, simțind cum decade. Zice lumea că ăsta e raiul românilor care vin, așa e? E rai aici? Aici? Nu spălată de o săptămână și nu schimbată, o să zic că e bine pentru mine aici. Ai alte haine? Mi-am în ghiostan. Da? Mi-am câteva, care le-am primit de aici. La second vine lumea cu plăsile. Și mă întreabă, vrei haine? Și le iau care mi-i spune, care nu, le duc înăuntru. Da? Și ai ceva de pe tine, de la ei? Da, asta, am primit-o ieri. Da? Asta și o pereche de sucete. Da. Le-am primit ieri. Merg la toaletă în parcul și mă spăl. Este apă caldă, este șampon, este nou. Facem foc acolo la corturi, eu nu mă pun la foc. De ce? Miros a fum. Trece lumea până la noi și ne face așa. Da? Miros a fum. Mă sunt, oricum. E groză să facă lumea așa când treci prin lumină. La câteva străzi distanță, lângă gară, în fieful romilor din Tabăra Mare, s-a aciuat și o bătrânică de 65 de ani. Nu vrea să-i filmăm fața, îi e rușine, dar ne mărturisește că stă pe același pod, zi de zi, de o jumătate de an și nu are niciun gând de plecare. Îi e bine, și-a făcut prieteni, are donatori constanți. Așa că dur aici n-am putut să văd așa dragoste și oameni cu respect și cu demnitate. Nu există în lumea asta. V-a îmbrățișat? Da, chiar ne sărută, ne îmbrățișează, ne aduce mâncare, ne aduce orice. Haina asta o aveți de la ei? De la ei. Și Adidas ca să vă arăt cum. Da, de la ei. Tot ce vedeți e de la ei. Nu știu de acasă că sunteți aici? Ba da. Vă e rușine? Și normal. De ce vă e rușine? Pentru că noi n-am trăit în cerșătorii, să fim cerșători. Dacă s-a auzit atâta bunătate despre Suedia, trebuia să încerc și asta. Și? Așa e? Așa e. Așa e, v-am spus. Trăiască Suedia asta, cea mare. Aici am văzut chiar mâna Domnului. Cu ce? Cum cu ce? Dacă spui că ți-e sete, sap, ți-e foame în gând, nu te întorci bine că omul apare cu ce. Da? E extraordinar. Dumnezeu, dacă îi cer, îți dă. În oraș, lumina cade încet, deși e încă de vreme. Așa e aici. Soarele zăbovește puțin și, când începe să se lase frigul, îi vezi pe cerșetori strângându-se din nou în piața de legume pentru o ultimă cafea, după care se întorc în tabere, fiecare la a lui. Cei din Pintic au un loc micuț, amenajat la marginea orașului, într-o pădure în care suedezii ies dimineața la jogging și se mai împiedică de ei. Bună, bună seara! Bine ați venit! Uite, la foc de tabără! Da. Ce e aici? Aici e casa noastră? Da, acolo e cortul meu, ăla. Bună seara! Aici, la alții, la alții, așa. Suntem vreo 30 de ani, suntem. Dar n-au venit încă toți. Nu. Ne încălzim la atât. Foc. Atât. Și în restul înghețăm în cort. Ce faceți seara aici? Ei, mai povestim cu unul cu altul, mai plângem, mai râdem. De ce plângeți? De ce-am lăsat acasă. Aici, atmosfera e diferită față de Tabăra cea Mare, pentru că sunt doar între ei, consătenii, și se cunosc, sunt mai puțin ostili și se gospodăresc mai bine. Silvia, care s-a întors deja din piață, ne roagă, cu maximă pudoare, să așteptăm să facă ordine înainte să ne arate unde locuiește. Ăsta e cortul din Suedia. Și dormiți singura aici sau cu Nora? Cu Nora. Cu Nora. Și de unde aveți lucrurile astea? Astea eu mi-am adus de acasă păturile. Da? Da. Ei și ne-au mai dat așa ni păturițele alea, subțirele alea. Nu ține nimic aici așa. Uh-huh. Subțiri, nu. Aveți și o plapumă pe acolo? Pe da,
tot de acasă am adus. Da? Da. Dar de ce le-ați adus cu dumneavoastră? Păi le-am adus că când am venit a fost foarte frig și a zis cineva că nu găsim pături grosă aici și aduceți-vă de acasă. Și ați venit cu plapuma de la România? Da, și am venit cu plapuma de la România. Încă pe avion am venit. Era pișul lumii. Că nu ne-au lăsat cu bagaje. N-am avut bani să plătesc. O zis ăla de la bagaje 70 de euro. Zic 70 de euro dacă aveam înturnam înapoi în România. Am zis către el. Și o zis țipați valizele la coșul de gunoi. Am luat pătura. Am păturit-o, am pus-o pe mână și am intrat sus. Nu mai putem. Și au zis fata de pe avion, stai liniștită, calmează-te, că eu nu-ți bag gine. Așa de drăguț a fost cu mine, eu luat pătura, mi-o pachetat-o și mi-o pus-o sus. Dar chiar și așa dorm îmbrăcați. Frigul trece chiar și prin stratul de saltele cu care sunt căptușite corturile. Tot ce e aici le-a adus Cătălin și tot el i-a ajutat pe fiecare în parte să se instaleze. Tabăra a luat ființă vara trecută, când pădurea era înfrunzită, iar cerșetorii camuflați. Câteva luni n-a ghicit nimeni că erau acolo. Localnicii au avut însă un șoc când a venit toamna și s-au dezgolit copacii. Atunci a ieșit la lumină tabăra cerșetorilor din Pintic. Dar ei nu s-au rușinat prea tare, nu toți oricum. Mulți aveau deja experiența Franței și a Italiei și de aici ar pleca, dar așteaptă să le facă statul suedez o ofertă. Cum e de euro, știi ce fac dacă mă duc acasă? Îmi iau 5 purcei și strâng burene și îmi cumpăr tărâță și stau lângă ei și le dau de mâncare și nu mai trebuie să viu în străinătate la cerșuit. Silvia, tu ai fost în Franța? Da, da? Nu la cerșuit am fost. Da, s-au mi-au dat 300 de euro și nu m-am mai dus. Gata. Ne-am luat țiglă pe casă. La câțiva pași e un cort gol, nelocuit de câteva săptămâni. E al lui Luca și al Marcelei și mulți râvnesc la el. E mai mare și mai berluit ca lumea, Luca l-a făcut. Tot de tine s-a dus Cătălin? Da, de la noi. Are și hainele lăsate aici? Nu, are plapome lăsate. De nu vine Luca, mă mut eu în cortul ăsta. Azi noapte, Luca și Marcela n-au venit aici, iar consătenii lor le duc un pic grija pe unde or fi dormit, dacă or fi în siguranță. Mă-i frică să vie, că mă fă noapte. Da? Multă lume îl urmărește, cum e așa din casă, nu anuște ăștia. Nu anuște aici, el glumește, băiatul ăsta. Dar dacă vine singur, lumea îl urmărește, te vorbește și azi de el, da. Gujiu, Craiova, București. Te-am lăsat cu cuțute așa, niți, ganiți. Ai problemă cu el, e problemă. Crede-mă că e problemă. I-am crezut. Deocamdată, Luca și Marcela sunt bine, au avut noroc. Au dat peste Anders Carlson, regizorul de la teatrul din Malmö, care i-a filmat. Suedezul i-a luat la el, le-a dat masă, casă și o cheie, să poată veni și pleca oricând. Și le-a spus să rămână până când vor simți că se pot întoarce în siguranță pe stradă. Recunoscătoare, Marcela s-a apucat să-i deretice apartamentul. They always like say, I'm sorry for needing your help and things like this. That's quite strange, because under those circumstances, I would also understand if they were completely desperate, even aggressive towards me or something, or angry with me. Anders Carlson se simte vinovat. El i-a băgat pe Luca și Marcela în această situație, deși când i-a plătit să facă parte din proiectul lui, le-a vrut doar binele. This project has also opened up a hole in the ground that I don't really know how to handle. The situation here in Malmö with too many asking for money is anyway a problem. It does not depend on this project. E o problemă, într-adevăr, mare și complicată. Pe de o parte, înmulțindu-se peste măsură, între taberele de cerșetori a izbucnit un război fără milă. Nu le mai ajung banii dați de suedezi. Pe de altă parte, localnicii sunt sfâșiați între ceea ce au învățat să simtă și ceea ce simt în realitate. Și astfel, niște necunoscuți de la 3.000 de kilometri distanță au zdruncinat un întreg sistem de valori și au declanșat în Suedia dezbateri filozofice. I think most people are happy to pay quite high taxes, but then they also want a society clean and take care of everyone. And it challenges our idea of a welfare society, as well as it challenges a society's humanist foundation, you know? When this kind of presence is too close, then it starts to be too obvious to people that we are actually not living our own ethical standards. We say every human has the right to blah, 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 but we see obviously
in this situation that that's not true. The Swedish idea of welfare state was that it includes everyone. And it doesn't depend on where you're from, what kind of background your family has. They are EU citizens, just as us. So they are actually welcome to come here. But there, of course, there's no way for this society to give them a place. They remain in some kind of marginal of asking for money in the street. And I think that's very painful for, at least that's my reading of and also the reason why I did the art project. Cu proiectul său, Anders Carlson a încercat să rezolve dilema și să le facă suedezilor cunoștință cu noilor vecini. Poate așa vor reuși să găsească o soluție, în ei și în sistem. I-a luat deci pe Luca și pe Marcela și i-a așezat într-o cameră oarecare pentru ca civilizația gazdă să vină să-i vadă, să-i înțeleagă, să-și apropie. The experience that we created in the art space, it meant to come into a situation that they are quite familiar with, the presence of poor people asking for money. But in this case it was without the gesture of giving or not giving. It was just being together, sharing a space. And then there was no escape, so people felt rather bad. They didn't know how to relate. The inequality was kind of so inscribed into the situation. They felt ugly with themselves. Swedish middle class, they would be humanist, I guess. But then they realized that's not how I'm living, because every day I am looking away or I'm taking another road or I pretend I don't hear and so on. There's one thing what we do. We are characterized by having, on the one hand, these high ethical standards, but on the other hand, we are acting exactly against those principles. And that's, of course, unpleasant for most people. But then there were also many others that tried to perform a gesture of solidarity with Luca and Marcella, sitting beside them, or they were trying to sneak some money into their pockets. Proiectul unic în Europa a dus discuția până în profunzimile fenomenului, ceea ce nu s-a întâmplat nici măcar în țările de proveniență ale cerșetorilor. Dar i-au adus lui Anders și critici dure din partea Comisiei Europene și a marilor comentatori politici, care l-au acuzat că i-a dezumanizat pe cei doi români și că discriminează minoritatea romă. El s-a simțit jignit. I never asked Luca and Marcella if they are Roma. I don't know that. I've only heard that from journalists. It was taken for granted in Swedish media that they are Roma because they are beggars, as if that was an essential characterization of a human, that you're either a beggar or you are not, but you are not born to be a beggar. It's something that an unjust society forces you to do because you're desperate. Proiectul lui și-a atins scopul într-o oarecare măsură. Suedezii au început să se uite altfel la cerșetori și să contribuie în număr mai mare. You have the people who try in their little local community to do something, to collect clothes, to offer someone a place to sleep. That's very hopeful. In a way, it's very touching, I think, that the Malmö people, for example, actually voluntarily share what they have. And maybe some of them don't have so much. Dar soluția, spune Anders, nu e la oameni, ci la stat. Because somehow those kind of local initiatives can in the long run be the excuse for business as usual. But I think as the now coming more and more, I'm afraid that there's going to be a scream for tougher laws, you know, against it, to stop this, to simply stop them from coming into Sweden. Dar pentru moment are o altă grijă majoră, cum să-i apere pe Luca și Marcela, a căror viață e în pericol din cauza lui. Because now there has been rumors in the city of Malmö among other EU migrants that their participation in our projects made it less possible to get money in the street, which is of course not true. We couldn't completely be sure about the consequences when we started this. Do you believe in these threats? It's very hard for me to judge, but I think it must be taken serious at this point. And I can understand that under such pressured situation where you are so dehumanized and so stressed by survival, you know, I guess that you can get a lot of crazy ideas. And when people are desperate, they can become violent.
Să stea în casă nu e o soluție. În definitiv, s-au întors în Suedia ca să facă rost de bani. Așa că, până la urmă, Luca și Marcela se hotărăsc să iasă puțin în piața centrală ca să vadă care e atmosfera. Luca își ia cu el cârja pe care o ține de obicei la cerșit. Marcela e atât de speriată încât e pe cale să lase totul baltă. Merem acolo un pic la... încolo. Merem nicării, merg până aici și merem. Nu mai merg. Duce dacă mă arică și mine. Că de românii nu s-ai dar că-ți lași râd, dacă prinde noaptea, cu ce mâini vechi. Dă-mi pași. Ca măsură de siguranță, l-au luat și pe Cătălin și înaintează încet spre piață, tremurând amândoi. Cătălin, ai grijă să nu sară ăștia la scandal pe aici, prin... Da, așa ai spreiul. Poți să ai spreiul, dacă... Păi, da, e noșul, ca de jos. Ambii știu bine ce iuți la mânie sunt cei din tabăra mare și cât de repede se pot aduna dacă unul dă alarma. Așa că Luca decide să fie foarte prietenos cu ei. Ce faceți, bă, băieți? Mai puteți? Cei din tabără sunt adunați în centru, încercând să estimeze o pereche de blugi pe care au obținut-o cumva. 200 de curând. E o perie și dai pe ei, că știi că m-a pus camera. Brusc însă, atmosfera se tensionează când unul dintre romi îl observă pe Luca. Bă, băga-mi-a de... Ne cer și nouă să lăsăm imediat camera jos, amenințând că îl taie pe Cătălin dacă le arătăm figura la televizor și că îl vor bate pe Luca pentru cei 1000 de euro primiți de la regizor. Speriată, Marcela îi cere insistent soțului ei să părăsească piața. Hai să mergem la casă să vii Andreea și la lucru și viață acolo la bilet să ne plăcească bine. Să mergem. Uf. Hai, Luca, că n-ajungem bine. Și-o făcut deja ăștia. Întorși în apartamentul lui Anders Carlson, Marcela îi telefonează imediat unui cerșetor din satul lor ca să-i povestească ce au pățit și să-i ceară să afle dacă nu cumva li se pregătește ceva. Sunt din nou în capcană. Acasă nu se pot întoarce cu mâna goală. Pe stradă nu pot ieși, dar trebuie. Mâine dimineață vor face o nouă încercare. Epopeea cerșetorilor români din Suedia continuă în episodul din săptămâna viitoare.